În perioada 22-24 noiembrie, Sala Polivalentă din București va găzdui prima ediție a campionatelor mondiale de jiu-jitsu desfășurată în România. La eveniment vor fi prezenți sportivi din 38 de țări de pe 4 continente ale lumii, deschiderea oficială a manifestării având loc vineri la 13:30. Este un eveniment foarte, foarte important pentru mișcarea de jiu-jitsu din România și pentru artele marțiale în general. Pot să vă spun că a început deja stagiul tehnic cu data de ieri. Astăzi este Congresul Mondial și de mâine începe competiția în sine. Cunoscută personalitate a artelor marțiale din România, directorul Departamentului de Jiu-Jitsu din cadrul Federației Române de Arte Marțiale, Ion Chielu, președinte și antrenor al clubului Giurgiuvean Agvila, va fi prezent la București în dubla sa calitate. Orașul nostru va fi reprezentat la înalta competiție din București, rezervată categoriilor junior 1 și tineret de 4 sportivi ai Agvilei. Avem și noi sportivi, 4 sportivi de la clubul nostru care vor participa pentru prima dată la un astfel de eveniment. Sperăm să obținem rezultate bune, dar pentru noi oricum este o experiență fantastică, ne arată drumul către mare performanță. Recunoscuți pentru performanțele lor, luptătorii de la Agvila speră într-un comportament cât mai înalt la mondialele de jiu-jitsu, desfășurate în capitala noastră pe parcursul acestui sfârșit de săptămână. Mult succes sportivilor Agvilei!